Virus și bacterii. Lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Anul 2000, isteria de antrax. Virusul antrax infectează plămânii. Virusul antrax este foarte periculos. Răsunau toate canalele de știri ale televiziunilor. Nu este virus. Antraxul este cauzat de o bacterie. Pentru oamenii de rând, virusii sunt niște chestii mici, care nu se văd cu ochii și cauzează boli dramatice. În acest sens, pot fi aceeași lucruri ca și bacteriile, dar mai ușor de pronunțat. În realitate, însă, ei sunt foarte diferiți. Este evident că ambii pot fi agenți patogeni, pot distruge weekendul cu diaree, tuse sau vomă severă. Dar în ceea ce privește mărimea, structura sau stilul de viață, sunt extrem de diferite. Bacteriile sunt viețuitoare unicelulare. În mare parte sunt alcătuiți din citoplasmă, un jeleu organic în care se petrec fenomene biochimice. Aceste reacții biochimice reprezintă, de fapt, activitatea de viață a unei celule bacteriale. Reacțiile biochimice sunt controlate de materialul genetic din interiorul citoplasmei, denumit ADN sau acid dezoxiribonucleic. În jurul celulei bacteriale se află membrana celulară. Bacteriile se hrănesc din mediul înconjurător, iar după ce au mâncat mult și au crescut, se divid în câteva secunde. Virusii au o organizare mult mai simplă, mărimea lor fiind extrem de mică. Au un perete exterior care delimitează doar materialul genetic, care poate fi ADN sau ARN. Nu au citoplasmă, deci nu au o activitate celulară. Virusii, deci există, dar nu fac nimic. Dar dacă nu fac nimic, cum se înmulțesc? Virusul poate fi conceput asemenea unui mesaj închis într-o sticlă. Când virusul ajunge în apropierea unui organism viu, a unei celule susceptibile, celula preia virusul și citește materialul genetic. Cu ajutorul informațiilor din materialul genetic al virusului și folosind metabolismul propriu, celula începe să multiplice virusul, ceea ce nu este deloc sănătos pentru organism. Prin urmare, diferențele esențiale între cele două structuri sunt: bacteria trăiește și are un metabolism propriu, se hrănește și se înmulțește singur. Virusul nu trăiește. Este doar un cod împachetat și se reproduce prin celula gazdă. Mai mult decât atât, toți virusii sunt patogeni. Infectează plante, animale, omul, dar nici măcar bacteriile nu sunt în siguranță. Nu se reproduc în afara celulelor vii. Bacteriile, în schimb, nu sunt toți patogeni. Unii trăiesc în mod natural în pământ, în scurgeri de apă, pe salam, pe suprafața pielii sau chiar în intestinele omului, fără a provoca boli. Se reproduc în afara celulelor. Diferențe între virus și bacterii se evidențiază și în modul în care ne putem apăra împotriva efectelor acestora. Cum ne putem apăra împotriva lor? Dacă virusii și bacteriile se află în afara organismului, atunci ne apărăm cu îndeplinirea regulilor generale de igienă, cum sunt dezinfecția regulată a mâinilor cu săpun. Dacă agenții patogeni au ajuns în interiorul organismului, trebuie acționat direct, specific, împotriva lor. Apărarea împotriva bacteriilor se face cu ajutorul antibioticelor, care împiedică reacțiile biochimice ale celulelor și astfel se termină activitatea vieții bacteriale. Apărarea împotriva virusurilor nu se face cu antibiotice niciodată, deoarece, să nu uitați, ei nu sunt organisme celulare, nu au un metabolism propriu. Apărarea împotriva lor se face cu ajutorul medicamentelor antivirale specifice sau cu vaccin.
Însă, vaccinul nu ajută în recuperarea îmbolnăvirilor virale, ci previne infecțiile cu un anumit agent patogen. Cât structura unui virus este mai simplă, cu atât vaccinul împotriva lui este mai eficientă. În prezent, însă, nu există vaccin împotriva tuturor virusurilor. În concluzie, bacteriile și virusii pot fi ambii patogeni, dar biologic diferă semnificativ, iar strategiile de combatere și apărare împotriva lor sunt altele. Vă mulțumesc pentru atenție!